Te salut! Mi-a venit în minte următoarea povestioară pentru tine astăzi. Și ea spune așa. Trei oameni cărau pietre. Unul dintre ei a fost întrebat. Ce faci? El și-a șters sudoarea de pe frunte și a răspuns. Muncesc ca un rob. Al doilea a fost întrebat. Tu ce faci? El și-a suflecat mânecile și a răspuns. Fac bani. Al treilea a fost întrebat. Tu ce faci? El și-a ridicat privirea în sus și a răspuns. Construiesc un templu. Și morala acestei povești este că viața are sens doar pentru cei care au un scop măreț. Pentru restul este doar muncă și frustrare. Dacă simți că ai primit valoare prin acest video, te invit să te abonezi la canalul de YouTube Succesul în Viață, dedicat copiilor, adolescenților și tinerilor, ca să fii notificat la postările noi și te invit de asemenea să distribui acest video ca să adaugi și tu astăzi valoare persoanelor din viața ta. Ne vedem în video următor. Pe curând! Pa, pa!